Joi 5 august, începând cu ora 17, la Muzeul Municipal Călăraș, Adriana Butoi a lansat o nouă carte de poezie intitulată Impar. Este cea de-a treia carte lansată de autoare scrisă în perioada pandemiei, de această dată poeziile fiind însoțite de fotografii sugestive. A fost o întâlnire între prieteni, cei prezenți putând să citească câte o poezie sau să spună părerea despre cartea-album, așa cum a fost numită. În cadrul evenimentului, autoarea a dat citire unor poezii care vor fi publicate în cea de-a patra carte, ce va vedea lumina tiparului în curând. Nu vă înțelegeți cum vreau să vedeți. M-am bucur să vă fiți alături de Adriana, la chiar nu mi-am mai probleme că am dat pe matematică un pic, de la tipul cărții la forma de aranjare scaunului. A început înainte de pandemie proiectul ăsta. Parcă nu, înainte de pandemie. A început după 11 stele, după spectacolul umanitar, unde am avut o expoziție de fotografie pentru Călăraș. Apropo, Agnes se întoarce astăzi în țară, sănătoasă. Nu am întâlnit. Și așa a început, pentru că atunci mi-a venit ideea să scriu văzând o fotografie. Și apoi ne-am întâlnit parcă aici, la muzeu. Ne-am întâlnit și cu alt scop. Am vrut să pornim după amiază altfel. Da, da, da. Voiam să facem mai mult de atât. În orice caz, cam atunci a ieșit ideea cu cartea care, într-adevăr, o să vedeți că arată cam așa. Adică este, într-adevăr, acum. Autorii, acum nu mai este un singur autor, adică nu sunt numai eu, e o carte proiect. Este Florin Răculescu, alături de mine, este Virgil Leme și Cosmin Șuțu. Suntem din Călăraș și am zis că poate lăsăm și noi Călărașul ceva frumos. Acum depinde doar de dumneavoastră dacă apreciați că este frumos. Sau mai bine să zic voi că m-aș simți mai confortabil. Dacă veți considera că este frumos sau nu, de păstrat sau nu. În orice caz, fiecare, atunci când a surprins momente de genul ei fotografia, iar eu poezia, am făcut totul din suflet, cred, și cu pasiune. Și așa a ieșit Impara. Pentru că avem o carte de poezie și avem pe cineva care știe să vorbească despre o carte de poezie, o să vedem cu cuvântul Monica. Mă numesc Monica Mustățean. Sunt profesor de limba și literatura română la Colegiul Național Bacău și Ghimbei. Nu sunt în calitate de profesor aici, sunt în calitate de cititor, de admirator din umbră și de susținător în banca întâi, să zic așa, în rândul întâi a susținător al Adrianei. Nu am pretenția, sunt un interpret de literatură. Mi-am dat câteva lucruri care ar putea constitui, să zicem, un punct de plecare într-un demers de înțelegere a textelor astea. Până la urmă, ca, zic eu, misterul să rămână nedeșifrat în totalitate, fiindcă până la ceva ne mai are. În primul și în primul rând, m-a atras, să zicem, m-a uimit modul în care ea arată, pentru că nu știu ce m-am gândit la sincretism și la faptul că sunt amestecate aici o grămadă de senzații. În primul rând, asta tactilă. Încă de la cânte cu Nivea Lungilor și Eneida lui Vergiliu până la poemele postmoderniste și suprarealiste, viziunea despre lumea autorilor a rămas, în ciuda variantelor ipostazie, elementul care vertebrează în mod metatextual întregul arhipelag literar.
cosmoviziunea aceasta, modul de percepere a lumii și al existenței lirică a autoarei, traversează perioadele sau curentele literare, pentru că m-am gândit și la asta în prima fază. Și își configurează percepția în funcție de natura sa interioară și de inevitabil trăire, sentimentul provocat de această realitate crudă și contrastantă pe care o trăim. Adriana nu e doar un observator fin și sensibil, este și un micro-univers capabil să sublinieze, să sublimeze realitatea și să ne o redea într-o formulă metaforică inegalabilă, ca rezultat al unei acțiuni de recreare, să zicem, de plăsmire a unui nou univers sau unei noi lumi posibile. Albumul acesta, în continuare îi spun album, care prin titlu pare a-și căuta jumătatea, nu știu, soțul sau soața, este o autoanaliză și o regăsire, o respirație, căci autoarea, sau cum să zic, Adrian, inspiră aerul acestei realități gri și expiră un aer rarefiat, cel al sentimentului. Am fost tentată să citesc cu ochiul instrumental, ca să zic așa, literaturii sau al teoriei literare mai degrabă, și am constatat că fiecare discurs liric traversează tranșele conceptele teoriei și istoriei literare și că produsul este mult mai complex de atât. Dacă noi înțelegem lumea și istoria ca pe un șir de evenimente trecute, Adriana ne propune o altă viziune în care toate stările, sentimentele, momentele trecute există în prezent în simultaneitate, concentrată, accentuând tragismul omului modern, singurătatea și neliniștile lui. Aparent, așa mi s-a părut, că aparent poezia asta este referențială. Însă lirica pe care am regăsit-o aici este mai mult întoarsă către sine, intens reflexivă, profund non-referențială, acoperind și revelând în același timp cu lumini și umbre, deznădejde și speranță, într-o formă poetică modernă, proprie și surprinzătoare. Timpul, cu toate fațetele sale, și îmi permit aici să dau câteva citate din poeziile din volum. Diminețile anestezează răsăritul, lăsați păsările să zboare în visul ierii și cerul să-și respire veșnicia. Jocul de-a viața de zi cu zi, ordinea firească a clipelor, se poate contempla doar în diminețile cu soare. Oamenii își tatuează deja rădăcini pe iriși pentru eternitate și un minut în plus. Timpul, spuneam, este marea supratemă, sau cel puțin așa am văzut-o eu, conceptul care frământă, care ne liniștește, instanța creatoare, fiind un factor perturbator al existenței și în mod surprinzător și un generator de idei. Acum nu puteam să vorbesc doar despre versurile Adrianei, pentru că ele sunt însoțite de un de o imagine. Și imaginile astea mi s-au părut și ele că spun ceva. Elementele paratextuale, fotografiile domnilor Florin Răbulescu, nu vă, dar acum vă cunosc, Cosmin Șuțu și domnul Virgiliene, conferă volumului sincretism și ar putea avea, sau am putea avea în momentul în care deschidem volumul, impresia că fotografiile astea ne-ar decoda cumva mesajul ascuns al textelor. Privind mai atent, deși mai n-am prea avut eu timp, dar privind mai atent am sesizat altceva, că nu știu dacă decodează textul, cât mai mult îi dublează sensurile sau mesajul și accentuează
misterul ascuns în versurile astea. În mod surprinzător, fotografia conferă la rândul său un mod original de a vedea universul înconjurător, stimulând dorința privitorului de a se întoarce către sine, de a medita un pic asupra sa, de a se observa cu atenție și de a se descoperi ca ființă sensibilă. Fapt care uneori poate stârni neliniști. Ce citiți de pe o poezie din cartea asta? Înainte de aceea vreau să spun și eu câteva cuvinte. În primul rând, mă simt onorat și vreau să mulțumesc pentru faptul că am fost legat de aici de stat, de aici și frățiorul meu, Cosmin. Și tu. Și eu sunt ăla. Și de la bun început, ideea de a îndina, de a combina scrierea cu lumină, care este fotografia, cu scrierea cu sufletul, cu scrierea cu versuri, mi s-a părut foarte, foarte bună ideea. Ținând acum în mână produsul final, nu pot decât încă o dată să-l felicit pe Adriana, să-l felicit pe Cosmin, pentru că știu că am muncit mult aici, și nu în ultimul rând și pe, și pe Florin. Făurat! În dimineața asta am băut cafeaua la aceeași oră. Într-o repetiție firească, dar nici de cum monotonă. Am citit cuvinte cu sens, am ascultat muzică bună. Mi-am rememorat marea cu valuri și cerul cu senin. Mi-am așezat părul. Aici a fost ceva diferit, virtual vorbind despre un nou lucru. Am avut câteva conversații cu alți matinal prin excelență și cu alții care sunt mai visători. Apoi am creionat un program de duminică, tot virtual vorbind. Acum mă străduiesc să fac aplicații, tot firește. Azi, normalitatea începe cu rost. Mulțumesc! Pentru mine există două Adriane. Adriana care e cea lirică și care cred că e o voce importantă a poeziei contemporane românești. Deja să ți apară a treia carte și în această frumoasă prezentare grafică și calitatea tiparului, fără să mă gândesc la conținut, e deja fericire. Deși poezia nu se naște din fericire, se naște mai degrabă din tristețe și din emotație și din contemplație. Mă gândesc la trei lucruri pe care le-a spus Monica și mă tot frământă. Și faptul că ai rugat o seară să-ți te ajute cu prezentarea, m-a făcut să mă gândesc la puterea prieteniei și la captarea timpului în bucla asta în care suntem atât de prizonieri. Cea mai bună prietena mea m-a făcut să mă gândesc la clipa care a fost invitată joi la o fundă care avea vineri loc. De prietena mea care m-a sunat seara pe la 9 și mi-a zis, mâine mă căsătoresc, vii și mă mânta. Așa și voi două. N-am putut să nu mă duc la a doua zi la mâncea ei, bineînțeles. După cum am știut să nu prezinți și mi-a plăcut foarte mult ceea ce a surprins Monica și chiar o să mă gândesc la istoricul pe care a făcut ea și la lucrurile despre timp, care am înțeles că e tema supremă a omului, și la sinestezia asta a băluit, dar și nu înseamnă mânie, când creativitate prin textele astea, adică... Mi se pare minunat să existe și am observat acest lucru la majoritatea volumelor mai deosebite care apar în zilele noastre, că mai verific și eu așa câteodată ce se mai întâmplă pe la edituri. Și mi se pare nemaipomenit ideea aceasta de a surprinde cititorul nu doar cu forța lirică și cu eul autorial, cât și cu alte elemente vizuale, să zicem, grafice, desene, imagini. În ultima carte pe care eu am citit-o, acum fac o mică divagație, sper să nu se supere Adriana
deja că la toate evenimentele pe care le-a organizat el de-a lungul timpului, în magazinul lui, la romane veneau oameni și nu avea loc să își... nu avea scaune suficiente, nu avea niciodată, i se termina tot timpul cafeaua și erau cititoare disperate care se înghesuiau și mirosea a transpirației și la poezie era magazinul gol și nu venea nici naiba. Și omul nu era fericit nici la romane, nici la poezie, deci era un librar veșnic nemulțumit sau poate că așa era temperamentul. Eu mă bucur foarte tare că noi reușim astăzi toți cei aici de față și mă uit și văd numai figuri frumoase și pe care le-am mai văzut și tante împrejurări și care doar mi-a fost să le revăd. Mă bucur că vă revăd astăzi aici. Mă bucur că, într-un fel, contrazicem pe acel librar și că iată există un public de poezie și poate că ar fi existat încă mai mult dacă n-ar fi restricțiile astea de pandemie care încă ne mai depătează așa, de ceilalți. O să mă uit, bineînțeles, la fotografiile lui Florin mai înainte de versurile tale, pentru că impactul vizual este primordial în cuvântul lui. Și la, vă felicit pe toți cei care ați ajuns să intrați în acest frumos proiect și să-l duceți la bun sfârșit. Îi doresc Adrianei orice lucru minunat pe care și poate închipui de astăzi se întâmple în 10 ani și eu sunt onorată că am fost alături. Și îi doresc o viață lungă în literatură și cât mai multă inspirație și cât mai multe frumuseți în care vieții ei să le apară și să le găsească pe toate și să le strângă în suflet și vreodată când va fi tristă să ne mai spună câte ceva. E liniște, e zgomot și în piese îți bate sufletul. Cea mai frumoasă poveste de început. Și vară, fără de sfârșit, se aude cu acord de chitară, de acord cu palmele tare care zgâlie în stângi. De suflet cu frunte de colț în pletul și în gând. La 100 și ceva de kilometri distanță, la 100 și ceva de dimineață, cu soarele sale, revăd mesele alea decorate cu bucuri de multe. Și un dans în pașii în veșnicie promise. Și nu mă întreb ce au să spună poetul. Mai puțin epic, dar în același timp aproape. Dau un epic simplu și se repete. La dracu, simbologia crește și atât. Da, asta este o replică dată unui autor. Domnului poet contemporan, Radu Andrei Pop. Scrisese o poezie, se plimba, cred că, prin Cismigiu, cu niște tristeții și singurătății răscolite, și a scris o poezie apostrofă și a venit așa, ca o replică. Câtă dreptate are aripa care zboară, câtă frumusețe are lumina libertății, tot atâta mediocritate pe strada aia aglomerată. Haideți să reducem absurdul la absurd. Vrea cineva să înțeleagă inegalitățile rudimentare? Va ocupa primul rând la spectacolul unic al mizeriei, cu personaje perfecte și mai mult ca perfecte. Este un soi de bonus al zilei, recompensă nemaipomenită și va putea aplauda într-un haos mirific puterea manipulării existențiale. Răscumpărarea e joc al minții și al sufletului. Cine mai are o lună orată? A fost chiar o plăcere să colaborez cu Adrian, cu Vigil și cu Cosmin. Discuțiile pe care am avut au dus la final prin munca mai mult la celor doi. Noi am livrat, să spunem așa, materiale și eu sunt încântat de ceea ce văd și ceea ce simt. Cum am spus, mă uitam. Da, tu, da. Da. N-am spus alte lucruri. N-am spus că de data asta pe fața este Nicoletei Milea. Este membru al Uniunii Scriitorilor.
Proiectul a durat mult pentru că toate etapele au fost lungi, inclusiv pentru prefață, cred că am așteptat vreo 3 luni. E putin. Păi de-aia zic că vreau să se plânzi că facem un text. Da. La tine a durat exact. Este un cuvânt la sfârșit al Cristinei Ștefan, editor și lector al cărții. Și trebuie să o pomenesc pe Cristina Ștefan, să amintesc de ea, pentru că este un pic mai mult mentorul meu în drumul ăsta al poeziei. Pentru că, într-adevăr, prima mea apariție a fost în Poetica, este o antologie, tot selecție făcută de Cristina Ștefan. Și atunci scriam extraordinar de minimalist, dar m-a lăsat să scriu așa. N-a avut nicio treabă cu scrisul meu de genul din flori și pietre, trăiesc vis de toamnă, când zbor degete negre de arbori, scârie cerul, soarele fuge, se clatină mirosul de amor cu noi. Deci erau cuvinte așezate așa în trepte, scurte, mesaj tăiat, aproape non-liric. M-a lăsat să scriu așa pentru că mi-a spus că la un moment dat e inspirat. Și acum scriu altfel. Cât de mult a afectat lucrul? Sau cât de mult a afectat pandemia lucrul la urmă? Pandemia a produs un alt fel de poezie. Uite de unde mi-a venit ideea cu pătratul. Acum, ce întâmplă pe situația. Pătratul. Și mai rădăi de-a mea cu fruturaș? Nu, dar există un caricaturist care semnează pisica pătratul. Da? Da. Uite ce fel de poezie o să iasă din pandemie. Este așa. Pătratul ăsta circular are 1000 de culori, e mia aia cu zidiri din flori. Care zidiri? Mă întrebai țipat. Zidirea din apusul prescurtat, din preschimbările unui orice, unui oricum, dar nu oricum, oricum nu este drum. Oricât ar fi posibil de adăugat, oricât, ori trei. Hei, trei nu e o cifră, nu e un număr, e aproape un pătrat sau un triunghi neterminat. Zidiri, mă întreb, de fapt mă întrebam în dimineața în care existam mai buni, mai fericiți, neîmbrânziți, mai aroganți, mai prea cinstiți. De acum, pătratul ăsta circular va face pasul înainte mult mai rar, mai fericit, mai bun, mai îmbrânzit. Pătratul ăsta merită zidit. Acum, printre voi, sunt mulți care au fost și la a doua lansare. Care au fost tot aici. Și la prima, da. Nu, dar de ce zic de a doua? De a doua, a doilea volum și a doua lansare de la muzeu, la dincolo, de capătul lumii. Și spuneam eu, îmbrăcată într-o rochiță cu flori, aici cu colț, că în următoarea poezie o să pun culoare. În versuri nu e atât de multă culoare, dar până la urmă nu m-am ținut de promisiune, da? Avem și culoare. Multă. Da. Deci m-am ținut de promisiune, acum nu mai promit nimic. Ba da, promit că o să scot și următorul volum cât de curând. Dacă ai spus despre culori, eu am găsit aici, la pagina 38, pe Izabela 30. Mai știi când alergam fluturii pe timpul verde, 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 verde? Era primăvară perfectă, o lume desenată din ori de copil, din copilăria aia unică și fără de pereche. Mai știi acum? Sau acum e mult prea de vreme să întreb? Tu cântăneia la chitară, melodia aia cu pantaia avută sau orice vrei tu. De prieteni, mă ocup eu. Nu explic niciodată poeziile, dar asta este, nu cu explicație, ci cu dedicație, este pentru Eugen Trigoran, dar tot așteptăm să se trezească de mulți ani.
Deci 16 în jur. 17. 18. 27 de ani. Așa că are 45. În 2004. 18. În 2004. Nu? 17. Da. Că el e viu. Da, da, e de viu. Da. E viu. Atât de viu. Întotdeauna când e nevoie, mă întreabă atunci când studia poezie. Să spun că, de fapt, dintre noi nu știm ce a avut poezie. Să spun. Ca atare, orice explicație am dat este autentată, dar numai poezie știu de ce a simțit atunci când aș mai mult poezie, ceea ce a simțit la mine. Așa că nu știu mai mult. Noi doar ne bucurăm și încercăm o provocare pentru toți să descifrăm, pentru că asta este plăcerea cititorului, să citească și să încerce să descifreze gândurile, senzațiile. V-ați bucurat să se mai citească poezie, să se mai scrie poezie? Să știi că eu te dau exemplu, la orele de limba acum, la orele o să ai puțin, ai puțin. Când întreabă copiii, nu cunosc poezi contemporane. Este o realitate. Nu cunosc scriitori contemporani. Și răspund, dar avem aproape de noi un scriitor contemporan și rămân uniți. El vine și cu al nostru, că nu înțeleg că nu știau. Că tu ești o poetă cu atâta versuri publicate. Gândul asta este poezie care e cea mai bună cuvântă. Îmi mulțumesc. Se cheamă Colinda Arno. Lăsați păsările să zboare în visul vieții, cerul să-și respire veșnicia. Nu imați cartea voastră, este scuvinte pentru fiecare întâmplare. O absolut sau puțin, desenați corect din realizare. Și faceți rezervări din timp pentru amintiri frumoase. Știți bine că nebunia nu-i personaj de roman. Oamenii își captează deja rădăcini pe inimi pentru o eternitate și un minut în plus. Atenționările complementare, chiar dacă mâine e ziua cu program impus, au cauze de tot felul. Așa și naturaleza și simplitatea are și lor predestinate. Să nu vă speriați de puterea cuvântului între suflet și ordinul stâng. Nici de obiectință, esența lașității. Verticalitatea are o mie de interpretări. Nu e opțional reproșul. Dar își putea imagina cineva minciuna în straie de Oscar? Dacă nu mai citesc dintre asta, vă citesc ultima poezie. Da. Nu este ultima. Ultima scrisă, cea mai recentă. Când faci schimb de cuvinte și atât, nimic mai mult. E vamă de nori, e vamă de vânt, poate e soare, dar te împarți tot la doi, ca un zbor pe pământ. Poate e soare, dar te împarți la războaie purtate pe mare. Repeți obsesiv că nu mai ești tu, ceea ce crezi deal în mituri, curcubeie în gând. Și adormi peste val, zmeu zburând, zmeu cântând. Te întreb dacă pleci pe un drum rătăcind în inima ta, zi de pietre zdrobit, căutând fără rost, rostul neîntâlnit, unde-i ziua de ieri, unde-i ziua de azi, n-a venit, a venit. Cauți vântul din nou, ploi cu pietre bătate, de pași goi, de albastru, de iubiri neiertate, pleci la braț cu gândul bun. Te întorci întreit în același ecou, unde-i ziua de ieri, de ziua de azi, a venit, a venit. Îți rămâne cuvântul vamă fără de capăt, vamă fără de rost. Cine ești? Cine sunt? Te întreb, mă întreb. Cine ai fost? Dicționar nepublicat. Da, asta e cea mai recentă poveste. Asta a fost lansarea, cum i-ai spus? Albumului. Impact. Trei fotografi, în ordinea care au citit, Virgil N., vă rog să l-a apătat.
ce a citit? Cosmin Șuțu, ai citit? Și Florin Dăduțe. Și mulțumesc încă o dată, Florin, pentru eveniment, pentru găzduire, pentru tot. Îmbrățișării vouă, tuturor. Mulțumesc!